Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru prezența la conferința noastră de presă, care are loc ca urmare a ședinței din seara trecută a Biroului de Conducere Local și a Biroului de Conducere Județean. În această ședință a forurilor de conducere reunite sau comasate, dacă vreți că tot este un cuvânt la modă, ne-a fost prezentat candidatul Aur la primăria municipiului Piatra Neamț, în persoana domnului Marius Vasile Apopei. După cum probabil știți, în urma numeroaselor mele declarații în presă sau televiziunea locală, această organizație AUR din municipiul Piatra Neamț a fost construită în totalitate din oameni de calitate, oameni onești, oameni care nu au mai făcut politică niciodată și care au fost dispuși să pună umărul la muncă în conformitate cu principiile și pilonii AUR. Și aici vorbim de tot ceea ce AUR a reprezentat înainte de episodul Lăsați toți escrocii să intre în AUR. Organizația AUR Piatra Neamț nu susține și nu dorește să se asocieze cu domnul Marius Apopei în niciun fel. Nu putem susține un om care ne-a fost impus de la București, un om care nu a făcut nimic pentru această organizație, de strict pentru organizația Piatra Neamț, din punct de vedere meritocratic, este zero. Nu putem susține un om care s-a plimbat prin trei partide diferite în ultimele trei cicluri de alegeri. ANR în 2016, PNL în 2020 și AUR în 2024. Impunerea unui candidat de la sediul central din București, fără acordul membrilor din filiale și organizații, contravine statutului AUR, care adesea este călcat în picioare de către mai marii partidului. Articolul 34, punctul D, articol care se numește autonomie și subordonare, prevede că organizațiile și filialele partidului au autonomie în conformitate cu prevederile statutului în desemnarea candidaților la funcțiile publice. În consecință, doresc să vă informez că demisionez din funcția de coordonator al organizației AUR Piatra Neamț și de asemenea demisionez din Partidul AUR. Toți membrii biroului de conducere local demisionează din funcțiile deținute și de asemenea demisionează din Partidul AUR. Împreună cu noi, de aseară și până astăzi dimineață, avem încă 67 de demisii, însă în următoarele zile ne așteptăm ca în jur de 90% din membrii organizației noastre să demisioneze. Așadar, dat fiind faptul că întreaga structură de conducere a demisionat în bloc, cred că pot declara organizația AUR Piatra Neamț ca fiind în acest moment destructurată. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare.